Stimați telespectatori, așa cum spuneam, iată, am corectat și eroarea de pe generic, suntem în partea a doua a emisiunii Agora astăzi și discutăm cu Mihai Nemes, primarul comunei Călinești-Maramureș, aflat la al patrulea mandat, primar care, iată, a reușit să-și convingă cetățenii din comunitatea pe care o conduce, pentru că comuna are câteva sate, o să le enumerăm, și să gândească în perspectivă. Ce mi-amintesc eu pe când scriam la unul din ziarele printate la noi este că am scris despre primăria care taman începuse să se înfiripe în Călinești. Dar până atunci să rămânem încă o secundă și revenim la ideea de primărie, pentru că tot din Călinești am avut un subiect foarte frumos, Dumnezeu să-l ierte, bătrânul Vasile Ivanciuc. Da, Dumnezeu să-l odinească. A murit anul trecut la vârsta de 106 ani. 106 ani. Iată. Ce m-a frapat pe mine când m-am dus să documentez materialul avea vreo 103 ani atunci, așa că a fost în urmă cu niște ani. Bătrânul făcea surcele la tăietor la 103 ani cu toporul. Eu am rămas interzis, vreau să vă spun. Iată, ouul este o istorie vie, bătrânul Ivanciuc a fost un exemplu de longevitate și de umblat pe fronturi și prin celelalte și de dragoste și pentru la oi. Și pentru a veni acasă, sigur că da, și a îndrăgi meseria tradițională a maramureșană, cea a oieritului. Dar revenind la primăria din comuna Călinești, care deocamdată este în construcție. Aflăm amănunte chiar din gura primarului. Da, din păcate se prelungește acest episod cu primăria Călinești. Sigur, prin anii când economia duduia, ca să zic așa, pe timpul Tăricianu, da, Tăricianu, sigur. Dumnezeu, noi ne-am gândit că totul va fi bine, până a venit criza care ne-a lovit crunt. Cel puțin atunci din partea mea ca om de afaceri, am resimțit-o foarte mult. Bineînțeles, și în administrație a existat același lucru. Dar noi am încercat să facem o chestie îndrăzneață acolo, împreună cu consilierii locali, adică o primărie cu de toate, ca să zicem așa. Să avem toate acolo în... Nu, că aveam acum biblioteca la școală sau într-un... Bibliotecă? Da, deci bibliotecă, inclusiv un sediu de bancă, sediu de poliție, un mic bar când vine omul să servească ceva jos, la fel sus birouri, camere sus, că era atunci acea problemă cu locuințe pentru specialiști. Și atunci am zis că îți vine un profesor, îți vine un medic, îți vine cineva și ai unde să-l cazezi acolo. Fără nicio problemă, are unde să locuiască, da, aproape de cetățeni. La fel, arhiva. Deci a fost sală de cununii, sală de ședințe, destul de generoasă, de mare. Dar din lipsă de fonduri, noi am accesat, deci Ministerul Dezvoltării, nu ne-am dus pe fonduri, că nu era... ca să zic așa, nu era finanțabilă o treabă din asta și atunci ne-am dus la Ministerul de Interne și ne-a servit cu 5 miliarde vechi. Am demarat lucrarea, din fonduri proprii nu s-au găsit resurse, am mai construit, noi am mai pus și din fonduri proprii vreo 3-4 miliarde și am ajuns acum la faza de acoperiș. Din păcate, nu găsim resursele financiare pentru a acoperi măcar. Și sperăm ca toamna asta, foarte, sigur, foarte se depreciază. Sigur. Periculoasă. Sigur, sper să ajung la înțelegere din partea Consiliului Județean și
și a consilier local să găsim sursa, măcar să o acoperim, să nu se deprecieze în timp. Asta e problema. Pe urmă, sperăm să vină vremuri și mai bune și pentru comună și pentru țară și să putem să o terminăm. Că nu o facem pentru o perioadă scurtă, aia rămâne... Absolut, deci proiectul în sine, iată, da. Prin ce ați enumerat, este sigur. Unul pentru perspectivă și generații care vin. Așa e. E un lucru absolut lăudabil. Apropo, există încă acele probleme pe care le au unii consilieri locali, că nu mă pun contra numai pentru că așa mi-a spus partidul meu sau... Nu? Sau ați reușit să-i omogenizați în așa fel încât să facă un front comun pentru propășirea comunei? Deci nu fac eu notă discordantă. Eu cred că toți primarii se confruntă cu acest aspect. Deci ori în ce consiliu local trebuie să existe oaia neagră sau cei care nu vor cu orice preț să se facă, orice, nu contează. Numai că sunt contra, să pun contra. Deci e un lucru păgubos pentru comunitate, spun eu. Trebuie să fie argumentat. Ați reușit să izolați și să-i faceți mai puțin decât cei care vor binele? Sigur că da, sigur. Altfel nu ai putea să conduci, sigur. Altfel nu ți-ar trece proiectele și n-ar fi un lucru bun pentru comunitate. Ar fi tot certuri și așa mai departe. Neavând majoritate, nu se poate. Sigur că trebuie argumentat dacă ești în opoziție, de ce și cum, nu? Numai să nu fii, să fii contra. Eu zic că e un lucru păgubos pentru comunitate. Da, opoziția este bună atâta timp cât duce la progres. La progres, indiferent dacă acest progres vine din idee de aici sau din idee dincolo, ideea să fie de progres și nu de stagnare sau dimpotrivă de rețineri față de ceea ce s-a făcut. Apropo de proiecte, în ce proiecte este implicată în acest moment, în 17 august 2017, Comuna Călinești, în prezent și ce aveți în perspectivă? Sigur că se apropie începerea anului școlar. Noi avem o serie de neajunsuri în acest sens, fiindcă o grădiniță a luat foc în urmă cu ani de zile. Din lipsa fondurilor am primit, de fapt, de la Consiliul Județean o sumă cu care ne-am apucat de structura ei. Acum mulțumesc factorul de decizie de la Inspectoratul Școlar și de la Prefectură, care m-au susținut în demersurile mele și am obținut de la Ministerul Dezvoltării fondurile necesare pentru terminarea investiției. Sper ca de începerea de 15 septembrie, începutul anului școlar, să poată fi dată în folosință și copiii să-și poată relua activitatea în nou sediu, întrucât copiii au fost înghesuiți, ca să spun așa, într-un centru de informare, în sala profesorală, profesorul da, și la dispozitate din moment ce le-au da. Grădinița, dar acum a fost curcircuit sau a fost ce s-a întâmplat? Deci o țigară aruncată într-un coș de murdării. Da, și... Da, întrucât, trebuie să spun și asta, școala, că a fost loc de trecere pe acolo pentru cetățenii de pe partea râului, și cei de la ISU mi-au spus că trebuie interzisă circulația în zonă. Absolut, este sigur. De interzis. Mai ales că în zonă este o crâșmă. Pentru securitatea elevilor. Sigur, sigur. Deci, din toamnă, trebuie să spun că o să iau această măsură, fiindcă nu se mai poate. Mai ales că acea grădiniță a fost pusă în conservare până au venit banii. Bineînțeles, nu poți să stai de pază la ea, au mers, au spart geamuri, au devalizat, și nu e un lucru bun. Deci acolo trebuie să fie o instituție și trebuie să fie tratată ca atare. Adică am pus camere de supraveghere, bineînțeles, și urmând să închidem... Și dacă și au o cagulă sau o haină pe cap, mai e funcțională camera de supraveghere? Nu mai e funcțională, dar dacă zic că se închide poarta și nu are acces, eu cred că nu se poate face asta, să înlăturăm acest... Deci este încă o măsură de a încerca să securizezi... Sigur, acum școala de la Călinești a fost renovată,
a fost în anii trecuți, a fost modernizată. Pe timpul când domnul Berci, fost domnul deputat Berci, a fost directorul școlii, a făcut eforturi pentru a o pune împreună cu primăria și cu factorii de decizie din comună cu consiliere și zic eu că arată destul de bine. Urmând ca în acea încintă, acum, săptămâna viitoare, probabil vom semna contractul pentru căminul cultural care înființează în apropierea, în apropierea școlii și pentru modernizare, reabilitare, renovare și, așa, și extindere. Este un alt proiect, ca să zic așa, după cel de grădiniță. Sigur, școala de la Vălerni are niște probleme vis-a-vis de acoperiș, fiind o investiție mai veche înainte de a fi eu primar. Că știam și că s-a depreciat, s-a făcut pe Banca Mondială, da. S-a făcut pe Banca Mondială, a prins un proiect ante, deci primarul dinaintea mea, dar țigla s-a depreciat, mă rog. Probabil a fost mai de proastă calitate și știu eu și în timp se depreciază. Și mai avem probleme acolo și cu grupurile sociale, care sunt rămase cam de mult în urmă. În 2008 și atunci depus... înseamnă că lipsește și autorizația sanitară normal, de funcționare, normal. Pentru că neavând grupuri sociale omologate, nu se dă autorizația. Așa e. Mai mult de atât, noi în 2008 am depus un proiect pe POR pentru reabilitarea școlii de la Vălerni. Sigur că neavând susținere, ca să zic așa, și politică și asta, proiectul totul că a fost eligibil nu a trecut, din lipsă de fonduri. Urmează acum, în perioada următoare, când se va lansa o nouă selecție pentru proiecte pe POR, să-l redepunem și să mergem pe acesta în continuare. Dar noi am făcut o serie de reabilitări acolo. Am pus geamuri termopan. Știți, erau acele geamuri de lemn vechi și unde pătrundea vântul când vroia, prin geamuri. Am făcut un proiect pe fonduri de la Ministerul, de la Fondul de Mediu, pompe de căldură, atât la școala din Vălerni, cât și la primăria din Călinești. Sunt acele forare la 180 de metri, sigur, și care... Și sunt funcționale, dar au rezultate. Sigur. Pentru că sigur, e experiență trebuie izolate unică prin zona, da. Cel puțin. Nu? Deci trebuie izolate construcțiile. Asta impune, ca să nu ai pierderi de căldură. La fel am asfaltat curtea școlii. Deci am mai făcut niște lucrări cât de cât, cât am putut. Am mai prin făcut grăbele și celelalte, proprii, sigur, igienizări. Da. Prin forțe proprii. Vedem, poate avem o șansă să prindem și acest proiect pentru reabilitarea acestei școli, fiindcă este necesar pentru a-și putea desfășura activitatea cadrelor didactice și copiii în acea instituție. Sigur, noi am urmărit și împreună cu Consiliul Local am demarat o serie de proiecte. Cel puțin la Ministerul Dezvoltării am depus 8 proiecte în luna mai și spre bucuria noastră s-au finanțat 4. Asta e excelent. Bine, este pentru că excelent. Unii au pus mai multe și nu s-a finanțat nimic. Este problema și de felul în care este realizat proiectul sau... Sigur că da. Sigur că da. Deci... Sigur, dar este și o selecție, fiindcă unele nu s-au finanțat, că nu s-a urmărit scopul. Vorbesc de asfaltări de ulițe, de un drum agricol, de sediu de primărie și de altele. Dar s-a urmărit mai mult pe apă, apă canal. Deci la aducțiunea de apă am prins pentru acele stații de tratare. Eu am o problemă cu apa la comună pentru că e apă de suprafață. Așa. Și alți primari au aceeași problemă și trebuie stații de coagulare pentru apă pentru a nu veni acea apă turbionată, tulbure la cetățeni.
Deci acum am prins această finanțare, mai mult și pentru patru foraje. Am făcut patru foraje de adâncime la 250 de metri, unde se aduc un aport de apă de la adâncime la suprafață, care nu o să aibă contact cu exteriorul și sper să fie o apă bună. Acum urmează să montăm pompele în zilele următoare. Dar a fost dusă la laborator pentru probe. O să scot acum de la adâncime, bineînțeles trebuie să funcționeze câteva zile pentru a fi curățată, dusă la laborator și văzut ce conține. Dar eu cred că nu poate fi o apă rea. Fără apă, o comunitate are mari probleme. Am avut mari probleme anii trecuți. Nu atât cu igiena, cât, mă rog, aceasta fiind problema principală, dar pe lângă ea, cu alimentarea animalelor, cu eventual stropit grădinile acolo unde este cazul. Pentru că și în Călinești, ca și în tot Maramureșul, există această agricultură de mică subsistență, în care cetățeanul își cultivă pentru el și dacă rămâne ceva în plus, pune în traistă și mere în sighe sau la ogna șugătac și vinde. Așa e. Așa e și trebuie să identificăm sursele și așa am și făcut. Inițial am vrut să introduc din Cosău, care mi-era foarte aproape. Dar era acea reținere din partea cetățenilor, fiind râu, nu știu cum, cu totul că e un râu care pot să spun că e mai curat, ca Iza, ca alte râuri de unde și-au alte comune apa. Dar fiind acea respingere din partea cetățenilor, am zis că nu. Absolut, trebuie. Și domnule, atunci am găsit o altă soluție de a fora la mare adâncime pentru a obține această cantitate de surplus de apă. Eu sper în curând să nu mai avem probleme cu apa. Mai mult de atât, am obținut finanțare pe un alt proiect pentru o extindere de 3 km 800 de aducțiune de apă la satele Băleani, unde ulițele sunt mai lungi și unde n-am putut pe proiectul inițial să introducem apa, urmând ca în cadrul acestui proiect să punem și contorizarea apei. Deci, ceea ce înseamnă căminele și contoarele, ca să nu suporte oamenii din bugetul lor această investiție. Și după aia sper să fie o apă bună, o apă funcțională și să nu mai avem probleme cu cetățenii. Și la fel am prins la finanțare și 5 poduri peste râul Cosău, 4, unul la Cornești și 3 la Călinești, iar unul la Băleni. Sunt niște porțiuni de trecere unde oamenii trebuie să aibă acces. La Cornești este un pod din lemn care este vechi de nici nu știu de când și este riscul ca trecând cu o cantitate mai semnată de își duc oameni și fac construcții și fac asta, să se prăbușească. Mai ales că pila de la mijloc nu mai a fost erodată de apă și atunci am spus că facem un pod cu două benzi fără pila cea la mijloc și să fie pentru cetățeni. Au o mare nevoie, deci cea mai mare problemă la Cornești e acel pod pentru traversare, fiindcă satul este împărțit în două de apă. La fel am prins un dispensar la Băleni. E ca mare nevoie de acest dispensar, este o construcție veche, depreciată și o să facem o autorizație de demolare a acestei construcții și o să facem o construcție nouă care să dispună de toate cele necesare pentru un bun act medical. Deci, în momentul de față, moara primăriei Călinești, n-am zice că macina în gol, dimpotrivă, are proiecte, le materializează, le pune în ecuație și speră în finalizarea lor cât mai repede, astfel încât cetățeanul din fiecare localitate, iată, din Cornești, din Băleni, din Călinești, să simtă că s-a făcut ceva pentru el. Ceea ce este foarte important, de ce? Pentru că el va spune, domnule, acum s-a făcut, înainte nu s-a făcut. Mergem în continuare la fel, probabil.
Dar asta nu discutăm noi acum de E prematur. campanii preelectorale sau așa mai departe. În perspective îndelungate. Sigur că noi ne-am propus și acele proiecte care nu ni s-au aprobat, încercăm să le redepunem pe AFIR, fiindcă acum a fost pe Ministerul Dezvoltării, pe PNDL, unele din ele. Mai avem încă în portofoliu de proiecte și o să încercăm să le accesăm și pe acestea. La fel, beneficiem de GALU, care ființează la nivel de zonă. Păcat că sumele sunt destul de mici acolo, dar vom încerca să accesăm și aceste fonduri, așa cum am făcut și în mandatul trecut, unde am accesat 4 proiecte pe GAL. Sigur că acolo ești condiționat de niște... Nu, numai anumite proiecte poți să le faci, cadrul GAL-ului, dar vom găsi acel proiect, că unul o să facem acum, că nu sunt fonduri așa mari, să putem accesa și acei bani. Eu încerc să lupt din răsputeri ca să pot să... Veniturile din impozite și taxe bănuiesc că nu sunt foarte Sunt mici. semnificative la... ca de altfel în toate comunele. Sunt mici, sunt mici. Uite, așa cum avem un proiect, am lansat un proiect și cu iluminatul public pentru schimbarea acelor corpuri consumatoare cu totul că am mai încercat de când am venit anual să schimb din cele consumatoare și am pus corpuri noi, dar a apărut aceste LED-uri care sunt foarte practice și dau lumină puternică și nu consumă așa mult. Chiar azi am avut în comună un consultant care a luat problema și să vedem cum putem să facem să le schimbăm măcar pe porțiuni. Dacă proiectul nu va avea sorți de izbândă. Deci trebuie să faci pentru cetățeni. Noi încercăm, sigur, trebuie să înțeleagă și dânsii că... Deci nu că nu am vrea să facem, dar te lovești de multe probleme. Și nu, de multe ori nu poți. Este și acea legislație stufoasă și aceea care ne ține pe loc. Este adevărat, pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Producător local, se mai taie lemn acolo, se mai prelucrează, se mai duce. Nu, deci pădurea comunală este o pădure relativ tânără. Avem 532,6 hectare în administrarea primăriei. Puțin și din cetățeni, dar foarte puțină, undeva la sub 50 de hectare. Restul este o pădure, cum a zis, tânără. A suportat niște lucrări de rărituri care n-am putut beneficia de mare lucru, s-au dat la cetățeni aceste lemne pentru că le trebuie de foc. Ceva brad care nu prea s-a folosit lumea Deci, prea mult. practic, e Da. o zonă în care nu se poate discuta. În final, un cuvânt pentru Călineșteni, pentru telespectatori, din partea primarului Mihai Nemes. Deci le spun călineștenilor și celorlalți aparținători a Comunei Călinești că voi face tot posibilul ca să acceseze aceste proiecte, să fac cât mai mult pentru ei și le spun că le-am rămas dator din mandatul trecut, unde n-am avut realizări deosebite, dar eu și atunci m-am luptat să fac tot ce se poate pentru dânsii, dar din păcate am întâmpinat alte greutăți și n-am putut să fac mai mult. Sper să-mi reușească în mandatul ăsta și să ne vedem la final de mandat, unde să putem trage o linie și să zicem, domnule, și-a făcut treaba primarul mandatul acesta. Iar noi ne-am făcut treaba în emisiunea Agora azi, din 17 august 2017, motiv pentru care îi mulțumim domnului Mihai Neneș, primarul Comunei Călinești, pentru prezența în studio și îl invităm și cu alte ocazii, pentru că încet, încet, iată, descoperim peste tot unde ne poartă pașii,
gânduri de bine, gânduri care să asigure prosperitatea localităților despre care discutăm. Până atunci, Dragomir Ignat, realizatorul emisiunii Agoraz, mulțumim domnului primar, vă mulțumește și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă dă întâlnire joia viitoare de la ora 17. Până atunci, toate cele bune! Mulțumesc!